selle telefunktsia f mitmed kare funktsia f mare este primitiva funcție mic, da? Hai să scriem prima dată și chiar așa vreau să începeți, ca să ne învățăm cu definiția. Ce înseamnă că f mare primitiva lui f? Și hai să scriem în cuvinte, punctul A. F, și chiar așa vreau să pun aici o ai fost vreodată acolo? Nu. Deci eu este la tablă și fișele rezolvați. Deci tabla ea voastră. Chiar așa vreau să începem. F mare primitiva lui F mic. Și la fiecare început, când vedeți F mare primitiva lui F mic, ai și pus poezia. Eu vă zic sincer, dacă pui numai poezia asta, ți-a dat o funcție cu F mare F mic, în bare mai un punct. Deci, știi, nu știu să faci cât câștigat un punct, mă, pe echivalent cu acolo. F mare derivabilă, F mare derivabilă, așa, mai scurtează, da? F mare derivat de X, egal cu F de X. Da? Deci asta o punem mereu, de câte ori avem primitiva F mare, primitiva lui F, ca și trebuie să asta, da? Hai să scriem, F de X egal cu, așa. Vrea trebuie să și vorbim de F. Și zicem, F mare derivat de X egal cu corect. Ce vorbim mai departe, F mic de X egal cu să fă nu aia, Patricia. Egal cu asta, nu? Așa. Așa. Deci, Patricia, te vreau vorbăreț. Ești vorbăreță sau? După. Nu? Ok, beu. Tot așa, nu încep cu poezia. Să nu încep cu poezia. Ce? Primitivul. Primitivul. Egal cu cum? F mare. Derivată. Și... F mare derivată. X egal cu X. Zice, f de f mare de x egal cu este radical de x minus cos de x. Așa. F mare derivat de x egal cu x. Da, nu, cât e radical de x? Radical de x. Roșu. Unul sublă? Roșu. Pune cu roșu pe aici. Pune sus cu roșu. Învățăm, radical de x derivat egal cu 1 supra 2 radical de x. Când greșim, am și corectat. Bun, 1 supra 2 radical de x. Așa, 2 radical de x, nu e radical acolo, da? Corect. Înseamnă că f mic de x. Să fie cazul,
creșterea pe 35 de lei, transportul anului vreo 20 de lei, dacă dați pe EasyBox e vreo 15 lei, cu vreo 50 de lei rezolvați creștere. Camera mobilă, am luat acum una cu 100 de lei și cu vreo 15 lei pe transport, dar găsiți pe OLX cu 60 de lei, bune. Asta care am luat eu de aici la sală, am dat 60 de lei și sunt foarte bun. Deci pe OLX găsiți cu 60, pe EMAG găsiți, am găsit o cameră bună cu 100 de lei, chiar acum am trimis-o la cineva, să vedem dacă sunt bune, după aceea vă dau și modelul. Dar acum camera intră în test, ca să, asta mi s-a părut cea mai bună. Și luați-vă cele două lucruri, da? Pentru că și dacă aveți și o linie internet bună, puteți să lucrăm liniștiți. Eu vă zic, colegii voștri au lucrat numai oraș și noi dacă ieșeam cu 60 teste, i-am doi o spart aproape tot. Bine, noi n-am avut nota 10 anul ăsta, asta e mare de mă regret. I-am doi cea mai mică notă a fost 9.40. Că ei s-au dus la, ei s-au dus la, s-au apropiat, știți care este pentru bacului? Să-mi faci 50 de teste de bac, cel puțin. Ai făcut cel puțin 50-60 de teste de bac, de acolo, care le-a spus la bac. Dar alea să le știi, știi cum, beton. Garantat ești peste 50. Trebuie să fii tu ca să te, nu că nu știi de 10, știi de 10. Trebuie însă poate să nu iei 10, că să zic așa, nu ești iată la calcule, că am mai avut, eu dacă în baza 2 din 16, când am făcut 16, 2 ori 3 mi-am făcut 8, de la 10 la 99 sunt 99 de numere, vă dau note de 10 la toate. Înțelegeți? Deci, asta mi-a făcut și în 45 de minute, ba. Și am mai ținut eu porodii vreo 45 de minute. Am stat și am cu moral la telefon, mai mult decât a făcut eu de la toate. Așa, poezie sau? E derivabilă și e de x, e de x. Derivat,
n de 3x. De 3x e igual. De 3x e igual. Spus cum s-a dat la față? Ce a început doar 3? E o 3, da. 3 ori x derivat, da? Constanta 1. Și 3 o duce în fața cosinus. Deci f derivat de x. La fel o dată. 3 cos de 3x. Da? Și vreau. Așa, f derivat de f. F derivat de f. Cum vreau să derivăm? Hai să punem în dreapta cu roșu. 1 la 3 a totul derivat. 1 la 3 a totul derivat, ce este? Este 3 u pătrat, u derivat. 3 u pătrat, u derivat. Corect. Atunci a 2 se minus 1 totul la 3 a derivat, va veni 2 pe lângă 3. 3 pe lângă 2 de x minus 1 totul la pătrat. Ori? 2. Ori 2. Și 2 îl duce în față lângă 3 și vine cu f mic de x. Mic de x, 6 pe lângă 2 x minus 1 la pătrat. Corect. O să ia și b și o de x cub. Să facem ce și 2. Da? Ce și 2 o gradul. Minus x pătrat ori 2, minus 2 de x. Așa, minus 2 x. Minus 2 x-ul împreună sus. Deci f de x. Minus 2 de x supra 4 minus x pătrat. Așa, e, minusul ăsta, adică poți să cobor la numitor și să inversezi aici. Și zici f de x, f de x. F de x. Egal cu 2 x supra x pătrat minus 4. Deci am luat minusul de sus și am schimbat a minus b, b minus a, da? A minus paranteză 4 minus x pătrat, adică x pătrat minus a. Bun. B-ul. Și b-ul. Okay.
aici. E ușor. Tangentă derivată e 1 plus 2 x minus 1 la pătrat. 1 plus 1 pătrat. Ok. Deci, atenție la tangentă. Uite aia acolo, tabelă, da? E 1 supra 1 plus 1 pătrat. Tangenta derivata. E toată expresia aia.
tangentes de x radical de 2. Scoți 1 de radical de 2, dar minus 1 pe x pătrat. E greu 1 de radical de 2. Tangent de 1 totul derivat.
tangent de 1 tot derivat, se egal cu 1 supra 1 plus 1 pătrat ori derivat. Da? 1 avem cine este? E toate expresia aia, tangent de x pe radical din 2. Da? Și vine 1 supra 1 plus tangent de x supra radical din 2 la pătrat. Deci ai tangentă de x pe radical din 2 derivat. Dar aici iarăși ai o constantă. Și dacă faci doar tangentă derivat supra radical din 2. Da? Și tangentă derivat cât este? E 1 pe cos la 2. 1 pe cos la 2, da? De x. Și are supra radical. Da, adică supra radical din 2 lipești pe radical din 2 pe cos la 2. Bun. Deci oare mai departe, ridicăm la puterea a doua și o să ajungem și la același nivel. Zicem, e derivat de x, egal. Transformă în simplu. Tangenta, pune coloșul în dreapta, să nu-ți amintesc. Tangent de x e sin de x pe cos de x, da? Tangent de x egal cu sin de x pe cos de x. Da? Și vine... Supra... sin la 2 de x. Sin la 2 de x, supra... 2 cos la 2 de x. 2 cos la 2 de x, radical din 2 la 2 vine 2 și cos la 2 vine de la tangentă. Ori 1 supra radical din 2 cos la 2 de x. Eventual, poți face și următoarea șmecherie. Aici 1 pe radical din 2, aici în coadă, da? 1 pe radical din 2 din coadă, combin cu 1 pe radical din 2 din față și trebuie să mănâncă 2, da? Și ai un cos la 2 de x, care adică poți să-i înmulțești aici. Poți să duci pe cos la 2 de x, poți să duci în fața grupului de aici. Desfaci paranteza și zicem f derivat de x egal cu 1 pe 2 ori 1 supra cos la 2 de x cos sin la 2 de x ori cos la 2 de x sin la 2 cos la 2 de x. Dacă ajută de simplificare, da? 2 cos la 2 de x, cos la 2 cu cos la 2 se simplifică. Și uitați-vă ce vreau acum, fiți atenți. Luați-l și pe 2-ul ăsta de aici, care l-ați format, și înmulțiți-i cu fiecare. Iar aici întâlnește 2-ul de la numitor și se simplifică. Zicem. Încearcă să ții fixul mai greu. Tot așa, poezia.
Da, tu te rog să vorbești. Thank you.
derivar ca U ori V, da? U ori V. Nu e E la X? E la X. A sinus de X plus de cosinus de X. Așa, plus. Plus. Scrie de sub. E la X. Pe lângă A cosinus de X plus minus V sinus de X. Așa. Dar fac acum pe E la X. Corect. Echivoare cu F derivat, așa, F derivat de X, egal cu E la X pe lângă. E la X pe lângă. Vreau și, nu numai că o să dăm faptul cum pe E la X, dar aici când venim în interior, o să facem și o mică grupare în tipul ăsta. A sin X-ul îl combinăm cu minus B sin X și B cos X îl combinăm cu A cos X. Adică o să mai scoatem în interior și pe sin de X factor comun în așa 2 și cos de X factor comun în așa 2. Da? Și zicem așa, E la X pe lângă... Cum? A. Sin de X pe lângă... Da. Așa, merge și așa. Sin de X pe lângă A minus B. A minus B. Mai vreau ceva, vreau sin de X factor comun, asta să ne pui la poate. Hai să zicem minus, șterge tot și zic A minus B sin X, A minus B ori sin X. A minus B sinus de X. Așa, plus? Plus. B plus A, A plus B. A plus B sau B plus A. Ori cos X. Minus minus de X. Ce se întâmplă? Tu trebuie să potrivești parametri, A și B o să-i numim parametri, da? Trebuie să potrivești parametrii aceștia ca F derivat de X să-ți iasă F de X-ul ăsta. Și practic, cum ai să-l potrivești? Tu trebuie să fii atentă ca ceea ce ai în fața lui sin de X, adică A minus B, să-ți iasă ce e în fața lui sin de X de aici, adică minus 1, și trebuie să fii atentă că ce ai în fața lui cos de X, adică A plus B, să-ți iasă 5. Și practic, zicem așa, F derivat de X egal cu F de X, oricare ar fi X, F derivat de X egal cu F mic de X, virgulă, oricare ar fi X. E foarte important ca să fim pe relație de orice X, ca să putem veni pe egalarea parametrilor. Da. Rezultă de aici A minus B egal cu 1. Și chiar poți să scoți sistem. Rezultă, pune sistem. Ce zicem? A minus B egal cu minus 1. Spune iar A plus, A plus B, B egal cu 5. 5. Trage linie sub ele. Minus B și plus B se reduc. Adună una sub alta. Și vine 2A egal cu 4. Adică A egal cu 2. Și B egal cu 3, da? Și iată, deci avem sistem. A egal cu 2, B egal cu 2. Poate bun? Vrea? Nu. Atunci? Ok, da? B? Bun. Hai să trecem la B. Ia pe ultima, foarte cam. Sau vrei să mai faci pe și altcineva? Pentru tu sau? Cum vrei, să decizi, tu spui. Poți continua. Hai, continuă. Începem cu poezia. F primitiv al eu. Derivada. Derivada.
menos la misma simple. A por cosinus de 4x plus b sinus de 4x. ¿Y qué va por qué derivada de x? ¿Qué derivada de x? Desde abajo. Menos e la menos de x. Venga. A. Cosinus de 4x plus b sinus de 4x. Cos derivat de minus 5 sunt derivat de cos. Nu, nu, vorbeam că s-o... Ah, ok, ok. Așa. Deci cos derivat de minus 5 sunt derivat de cos. Așa, minus. A sinus de 4x. Vezi că ești pe cos de, așa, ești pe cos de u derivat. Cos de u e minus sin de u ori u derivat. Faci minus sin de 4x, dar vine ori 4x derivat, adică ori 4. Și 4 o duce în față. Minus 4a sin de 4x, corect. Așa. Plus 4b cosinus de 4x. 4b cosinus de 4x. Dar e nou faptul cum pe el a venit. Da. Da, minus x. Iau niște, mi-ai dat niște 4 auri. Nu tu, Andrei. Îmi faci derivată de cos de 4x. Minus. Acolo e 4 auri, da? A. Minus 4 auri, da, e bine. Minus 4 auri, plus 4x. Da, când dai factor comun, 4 auri se duce la 2. E cos de, fete, ai cos de 4x. Uite, fete. Minus 4. Deci, vezi că ai 4 în fața lui Iași și 4 în fața lui Grei care trebuie să-ți faci. 4 a plus b, da? Da, așa ce vreau să-ți faci. Plus 4 b, plus 2 de 4 plus x. Așa. Da, și nu prea vreau așa. Pentru că vreau și combinați ca să-ți iasă cu factor comun, inclusiv în paranteză, da? Să-i combinim prima? Vreau deodată combinați. Ok. Păi ce-mi plac combinarea asta? Nu? Când e la minus x. E la minus x. Pe lângă. Și acum a deschis paranteză rotundă. Și îmi dai factor comun. Pe cine vrei? Pe cos de 4x, da? Da. Închis paranteza, te gândești la aici a scris cos de 4x. Și acum, cos de 4x ăla e aici, și vezi că ăsta are și un minus în fața parantezei și aici ai cos de 4x. Deci cam așa vine. Și acum ce vine în paranteză? Vine minus a plus 4b. Deci așa, opa, scuze. Dă-i un angul sus. Nu, dă-i angul. Haide, apă. Și încă. Și acum, deci vine minus a, ca să iei din altul combinat și plus 4b. Ți-am pierdut? Am preînceput. Bun. Acum du-te-te în combinația cu sin de 4x. Plus paranteză. Plus. Fără paranteză. Așa. Și vine sin de 4x. De 4x. Vezi că ai și un minus în fața paranteză. Minus b. Minus 4a. Minus 4a. Așa lucra. Și vine și paranteza pe asta. Toată șmecheria asta trebuie să-ți rămână doar era minus x cos de 4x. Păi atunci asta de aici cât face și asta de aici trebuie să-mi spară. Asta face 1 și-o dat 0. Corect. Și zice f derivat de x egal cu f de x.
Okay, perfect. I think I'll create these. There's one, no? Minus A plus 4B. Egal cu 1 și minus B. Minus B minus 4A egal cu 1. Corect. Nu că trebuie să fie la fel. Păi aici ai minus 4A minus B. Hai să sucim un pic aici. Ștergem. Și zi așa. A să fie sub A, B să fie sub B, că acum nu mai este de ce. Minus 4A minus B egal cu 0. Hai să, ca să reducem, de exemplu, pe B. Trebuie să fac să ne apară aici 4B. Înmulțesc ca a doua relație cu 4 și zicem rezultă. Prima o să mă face. Vine minus A plus 4B. Și minus 16A. Minus 4B. Egal cu 0. Tragem linie și acum reducem pe B. Trage o bară acolo sub B. A. Aici era o bară. Nu, nu, așa, trage aici o bară, că ăștia trei s-au redus. Hai, da. Minus A minus 16A, minus 17A. Minus 17A. Egal cu 1. Adică A egal cu minus 1 pe 17. Iar tu te aici pe B și scoate la trece pe B, chiar atât. Trece pe B în dreapta și B. Citești la cadrul la cap. Vine B egal cu minus 4A. Da? Și zicem B egal cu minus 4 ori. A. Dar și înlocuiește și nu ca și chiar la numărător. Da. Minus 4 supra. Nu e. Că e minus 4A și A-ul deja e negativ. E plus 4 pe 7. Că vine minus 4 ori minus 1 pe 7, știu, da? Așa, B-ul e 4 pe 7. E clar? Ok. L-a pierdut? Andreea? Da. E bine. Hai să facem ce-o. Așa trebuie să reglăm parametri A și B ca funcția F să ne iasă primitivă lui F, da? Thank you.
4 y 8, el que tengo aquí, ¿vale? Aquí tenemos F de Y, S de A, S de A, S de A. Aducem la același metodă, aplicăm pe prima cu radicale 1 plus 2 X. Și vine așa, radicale 1 plus 2 X. Ideea este că nu scap de x. Ideea este că ce în fața lui x, de asta vreau să scos pe x factor formă, și ce în fața lui x se scap de x. Ca să scap de x. Scap de x dacă ce e în fața factor formă, dar nu mai scap. Tot lucrurile care nu sunt în fața lui x, pe x factor formă, trebuie să scap de x. Adică ăla e coeficientul x. Și așa scap de x. Corect. Plus? Corect. Aici cred că e o mică greșeală. De X-ul nu e așa. De X-ul cred că este așa. E așa. E 1 supra. E 1 supra asta. Da? Ideea este mai departe te ajut eu. Ideea este că am să recuperez toți termenii ăștia cu x în față, ca un fel de expresie de gradul 1. Vreau o expresie de tipul n x plus n. Cam așa ceva vreau să o aduc. Și pentru asta am să desfac aici și zicem f derivat de x egal cu a plus 2ax plus 2ax, a plus ax. Deci spune a plus 2ax plus ax, adică a plus 3ax. Da? Deci am 2ax plus ax, 3ax plus b supra radical din 1 plus 2x. Și acum îl trec pe 3ax în față și a o duc în spate. F derivat de x egal cu 3ax plus a plus b supra radical din 1 plus 2x. Da. Eu asta vreau să aduc. Adică, mie ca să rămână f derivat de x egal cu n de x. F derivat de x egal cu n de x. Asta înseamnă că 3ax plus a plus b trebuie să fac 1 pentru orice x. Adică asta trebuie să dispară. 3a o trebuie să fac cu 0. 3a egal cu 0. Și a plus b egal cu 1. Da? Și pe aici obții că a egal cu 0. Da? Dar acolo eu zic că e o greșeală. Nu au luat pe la mine. Sau pot lua o notă cu 5. Și asta.